1 Corinteni, capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe acela care a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu, fiind anulați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și ale adevărului. V-am scris în epistola mea să n-avem nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvare lumea acesteia, sau cu cei la com de bani, sau cu cei răpareți, sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar, sau la com de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau răpareți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. Amin. În întâlnirile precedente am terminat o secțiune a cărții 1 Corinteni, secțiune despre înțelepciunea lumii, sau mai bine zis, relația dintre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu sau cunoașterea de Dumnezeu. Și am văzut că în înțelepciunea lumii, cu tot ce are, este incapabilă să ducă la cunoaștere de Dumnezeu. Și apoi am văzut că atunci când trăiesc după înțelepciunea lumii, intru pe un făgaș care mă poate duce să-mi pierd răsplata, să ajung sărac în împărăția lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, să ajung să nimicesc templul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, și Dumnezeu mă va nimici. Și după ce Apostolul Pavel a prezentat lucrurile în felul acesta, ceea ce urmează din capitolul 5 și până la sfârșitul cărții nu este altceva decât ilustrare, sau mai bine zis, arătare prin ceea ce se întâmpla în biserica din Corint, care era ahtiată după înțelepciunea lumii, a faptului că au acceptat ca viața din biserică să o trăiască după mersul lumii acesteia, după înțelepciunea lumii și nu după Hristos, nu după bogățiile înțelepciunii lui Dumnezeu manifestate în Hristos. Și dacă ne uităm în capitolul precedent, în versetul 18 din 4, spune așa: unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Ce vrea să spun Apostolul Pavel este că după plecarea lui din Corint, undeva în jurul anului 53, o parte din cei care se pretindeau slujitori ai bisericii au început să se manifeste și să conducă biserica cu după totul alte învățături decât învățăturile lui Pavel. Pentru că au crezut că acum ei sunt stăpâni. Și dacă ne uităm în versetul 8, tot din capitolul 4, i-a spus același lucru, dar altfel. De data aceasta, nu doar unii, ci la nivel de biserică. Și uitați-vă cum gândeau corintenii în momentul în care le scrie Pavel. O, iată vă sătui, iată vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar dacă de-ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Cu alte cuvinte,
Ce vrea să spună Pavel este că după plecarea lui s-au găsit câțiva indivizi care au spus că Pavel nu știe tot și că nu are cele mai bune soluții pentru biserică, pentru creșterea spirituală a bisericii, pentru răspândirea Evangheliei, ci ei au ceva superior lui Pavel. Și de aceea au început să pună la o parte învățătura lui Pavel și să preia ei conducerea prin învățătura lor. Și unul dintre ei îl găsim în capitolul 5. Și biserica se laudă cu el. Din pricina faptului, este primul gând pe care vreau să-l spun, din pricina faptului că au fost acceptați învățători după înțelepciunea lumii, biserica nu numai că accepta curvia, dar să și lăuda cu curvarul. Și o să-mi spuneți, frate Lucaci, e posibil să fi fost lucrurile acelea pe vremea aceea, dar să nu ne spuneți că și astăzi se întâmplă același lucru. Și de dimineață în predica lui ne-a arătat că istoria se repetă. Nebucadnețar de acum 2600 de ani a fost și acum 10 ani. Unul din prezbiterii bisericii din Iris, care a trebuit să fie exclus din biserică, printre alte lucruri, și vă dau câteva din afirmațiile lui. Într-una din discuțiile care le-am avut, printre altele spunea: multă vreme mi-a fost frică să păcătuiesc. Acum am scăpat. Apoi când un tânăr căsătorit cu 3 copii îi scrie ca să fie consiliat, să fie ajutat, și spune: m-am îndrăgostit de o femeie și sfrământat, schinuit. Primește un răspuns de felul acesta: eu te iubesc oricum. Și dacă vei trăi cu femeia aceasta, eu te iubesc. Și Dumnezeu te iubește. Trăiește cu o domnișoară de vârsta fiicei lui. Și când într-un schimb de mesaje l-am întrebat cum suntem noi doi vis-a-vis de împărăție, mi-a răspuns ceva de felul acesta: Vasile, sunt sigur că tu vei fi în împărăție, și pe urmă cu litere capitale, din pricina faptelor tale. Pentru mine va fi o surpriză să fiu acolo din pricina harului. Și are succes. Și o grămadă din tinerii noștri sunt acaparați în învățătura lui. Este același fel de învățătură. Într-o altă discuție care am avut-o, nu de foarte multă vreme, cu un alt tânăr, care nu este oricine în biserica în care îi, tot așa, căsătorit, curvia l-a trântit la pământ. Și dacă Dumnezeu nu se îndură, e pe cale să-și facă familia praf. Dar ce mai grav este când am discutat cu el, mi-a spus: domnul Lucaci, să nu credeți că sunt singurul. Ce parcă e o molimă. O grămadă dintre tineri sunt prinși aici. De aceea cred că textul de astăzi e foarte actual. Pentru că este o molimă. Și în capitolul 5 la 7, Pavel se ocupă de viața intimă dintre un bărbat și o femeie. De obicei, noi avem reticențe să discutăm despre lucrurile acestea și apoi cred că avem rezerve enorme
să discutăm cu Dumnezeu despre lucrurile acestea. Și totuși Pavel scrie 3 capitole în care vorbește despre viața intimă dintre un bărbat și o femeie. Și începe cu anormalitatea, cu relația dintre un bărbat și femeie în afara căsătoriei. Urmând ca în capitolul 7 se discute același lucru, dar în căsătorie. Sau, partea a doua a capitolului 7, înainte de căsătorie. Și haideți să ne apropiem acum de textul nostru, știind că e o problemă a fiecăruia dintre noi. Dacă este ceva atacat astăzi, este familia. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, vedeți ce se spune. Sunt deja țări în care majoritatea tinerilor nu mai vor să se căsătorească. Și procentul este foarte ridicat. Și nu sunt puține. Sunt țări care în mod voit vor să scoată din cultura, din vocabularul națiunii căsătoria. Pentru că știe cel rău ce se întâmplă dacă infestezi acolo, în căsătorie. Și așa cum am spus astăzi, aș vrea să pornim de la ce se întâmplă când biserica acceptă un slujitor care nu trăiește după învățătura lui Hristos și care nu propovăduiește învățătura lui Hristos. Și în textul, în capitolul 5, și astăzi mă voi ocupa și de capitolul 6, sunt arătate 3 lucruri care sunt importante, dar pe câteva aspecte ale trăirii. Atunci când cel care slujește în biserică, cel care dă o direcție în care trăiește biserica locală, trăiește după învățăturile lumii și biserica zice este în ordine. Uitați-vă versetul 1. Un om din biserică, și toți cei care comentează spun că nu-i un simplu om, în sensul un membru de rând, ci este un lider, trăia cu nevasta tatălui său. Apoi, dacă ne uităm în versetul 11, vedem că în biserică erau curvari, erau lacom de bani, erau închinători la idoli, erau bârfitori, defăimători, erau bețivi și erau avari. Și biserica nu avea absolut nicio problemă să-i păstreze în sânul ei. Apoi, dacă ne uităm în capitolul 6, versetul 1 și versetul 6, nu numai că existau neînțelegeri între frați, dar considerau că e absolut normal ca aceste neînțelegeri să fie rezolvate la tribunal și nu în biserică. Apoi versetul 8 ne spune că erau nedrepți unii față de alții, în afaceri, în relații. Și mai mult decât atât ne spune că își produceau pagube unii altora, fără să-i dai grete, fără să meargă să-și ceară iertare și să se împace și, cum ne învață Scriptura, să plătească paguba. Și considerau că e normal. Și dacă spunea că e o problemă, hai la tribunal să vedem cine câștigă. Și așa cum am spus, din nefericire, biserica considera că e normal. Mai mult decât atât. Nu numai că considera că e normal, ci mai și credeau că au ajuns la un nivel înalt de spiritualitate. Biserica din Corint, prin excelență, se credea o biserică foarte spirituală. Și asta e și mai grav. Nu numai să accepți în biserică astfel de lucruri, dar să le și consideri normale și apoi să spui că ai ajuns la un nivel înalt de spiritualitate. Dați-mi voi să mă uit în text. Uitați-vă ce spune în versetul 2 din 5. Ce au făcut cu omul care trăia cu nevasta tatălui său? S-au fălit.
A zis, fantastic! Ce grad de spiritualitate! Toată admirația! Ăsta da, ăsta da lider! Ăsta da! A ajuns pe culmi. E de urmat. Versetele 9 și 10 din capitolul 5. Da, îi considerau stricați pe curvari, pe lacomi, pe idolatri din afara bisericii. Și s-au separat de ei. Noi nu avem legături cu ei. Noi suntem sfinții Domnului. În schimb, pe oamenii care făceau același lucru din biserică, ziceau, sunt frații noștri. Și apoi dacă vă uitați în versetul 9, ne spune că ei considerau că în ciuda tuturor acestor lucruri vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Da, aia alți de afară, sigur, vor fi nimiciți. Dar noi ăștia din lăuntru suntem ai Domnului. Și de aceea vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie, permiteți-mi să încerc să explic ce stă în spatele unei astfel de realități. Care-i gândirea pe care au adus-o acești înalți, și vă rog să puneți ghilimele de rigoare, învățători? Care-i acea învățătură a lumii pe care ei o prezentau și biserica a rămas uimită, pentru că o considerau o învățătură înaltă? În vremea respectivă, și nu numai, ci era ceva, o învățătură mai veche, și până în ziua de astăzi se regăsește. Exista o filozofie și o credință vis-a-vis de relația care există între trup și suflet. Se considera că spiritul este pur. Și spiritul pur a creat primul nivel al creației, care nu mai este la fel de pur ca și spiritul pur. Acesta la rândul lui a creat un alt nivel, inferior. Acesta la rândul lui a creat un alt nivel, inferior. Ultimul nivel este materia. Care este rea în ea însăși, păcătosă. Și de aceea oamenii aceștia vorbeau de divinitate ca și spiritul pur, și de materie, de trup, ca și ceva păcătos în el însuși. Și de acolo au apărut primele erezii legate de divinitatea și umanitatea Domnului Iisus. Pentru că nu puteau înțelege cum putea Dumnezeul pur să locuiască și să se unească, să se contopească cu materia păcătoasă. Și de aceea a fost fie doar Dumnezeu, fie doar om, amândouă n-a putut fi. Și oamenii aceștia propovăduiau mântuirea prin eliberarea spiritului din strânsoarea materiei a trupului. Trupul nu are valoare, este rău în el însuși, nu poate fi răscumpărat. De aceea important este să-ți eliberezi spiritul prin cunoștință, gnosticismul. Și vom vedea puțin că imediat în următoarea secțiune, de la 8 încolo, Pavel vorbește de cunoștință. Oamenii care aveau cunoștința, fără să mai aibă și restul. Acum dacă aplicăm la textul nostru, e foarte greu să explici altfel faptul că o biserică se lăuda cu un curvar, decât dacă accesc acest curvar, a reușit să-i facă pe cei din adunarea Domnului să creadă că a ajuns la un înalt nivel de spiritualitate, a eliberării spiritului din strânsoarea trupului, încât spiritul lui rămâne pur, chiar dacă cu trupul se tăvălește în păcat. Trăiește cu nevasta tatălui său. Și biserica a zis, fantastic! Asta da creștere spirituală. Omul acesta merită să fie lăudat și ne lăudăm cu el în lume, pentru că uite-te la ce nivel de eliberare a ajuns.
Apoi mai găsim faptul că ei mergeau la judecată. Aveau probleme, certuri, neînțelegeri, afaceri nedrepte și nu vreau să stea, să fie judecați de prezbiterii bisericii, de biserica în sine, ci mergeau la tribunal. Și aceasta pentru că înțelepții veacului propovăduiau faptul că cu cât ai mai multă cunoștință, pregătire, cu atâta ești la un înalt nivel de spiritualitate, tocmai am spus. Sau cu cât ai o poziție, poziția în sine îți arată spiritualitatea. Și oamenii aceștia au zis, păi cine poate să judece decât cei care au poziția îndrituită? Cum să mă duc la fratele Gheorghe sau la fratele Ioan, care n-au pregătirea de rigoare în domeniul legii să spună dacă am dreptate sau nu? Trebuie să mă duc la cel care are pregătirea de specialitate. Și de aceea spuneau că în ultimă instanță, statutul și pregătirea pe care o ai și nu cunoașterea de Dumnezeu te califică pentru a da învățătură bisericii, pentru a arăta drumul creșterii spirituale. Și apoi, filozofii, unii dintre ei, o bună parte dintre ei, spuneau că scopul existenței e să trăiești plăcerea. Nu plăcerea neapărat cea degradantă, ci plăcerea rafinată. Ăsta e sensul vieții. Și atunci își foloseau trupul și spiritul ca să se bucure de plăcere. Nu contează ce faci cu trupul, dacă te poți bucura de plăcere. Acestea erau câteva din gândurile vremii, din învățăturile vremii. Și din nefericire, așa cum am spus, după plecarea lui Pavel, au venit unii care au zis, Pavel o știe el ceva, dar nu știe destul. Haideți să vă dau taine, secrete ale creșterii spirituale, adevărata înțelepciune, filozofii, înțelepții lumii, aceștia știu. Și-au adus învățătura. Și apoi am găsit situația pe care tocmai am descris-o. Ce aș vrea în continuare este să ne uităm la răspunsul lui Pavel. Cum răspunde Pavel unor astfel de provocări din partea lumii? Pentru că, repet, suntem bombardați. Dacă ați avea curajul și ați crea libertatea în care să-i auziți pe tinerii din bisericile noastre să-și exprime ceea ce gândesc, tare mie că am avea surprize. Și de aceea este important să știm ce gândesc, pentru că vine din înțelepciunea lumii. Și al doilea, să știm care este înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum răspundem? Care e adevărata învățătură? Și în ce fel este fals ceea ce propovăduiesc înțelepții lumii acesteia? Și aș vrea să iau răspunsul lui Pavel, să ne înțelepțim. Să găsim adevărata înțelepciune, înțelepciunea lui Dumnezeu, descoperită în Domnul nostru Iisus Hristos. Și în capitole 5 și 6, el are trei aspecte, trei răspunsuri la problemele care erau în Corint. Prima legată de curvar, a doua legată de faptul că mergeau la tribunal să se judece și a treia legată de templul lui Dumnezeu, de felul în care îți folosești trupul. Care e valoarea trupului? E doar carne păcătoasă sau este ceva mai mult? Și am să le iau pe rând. Primul răspuns, dacă biserica sau credinciosul acceptă trăirea în păcat, înseamnă că n-a înțeles corect rolul jertfei lui Iisus Hristos. Asta e primul răspuns. Dacă biserica ca întreg, dacă indivizi din Biserica lui Hristos acceptă că pot să continue să trăiască în păcat,
au o problemă de felul în care îl înțeleg pe Hristos. Nu l-au înțeles corect. Și răspunsul acesta reiese din versetele 6 la 8 ale capitolului 5, imediat după ce prezintă dezastrul din biserica din Corint, curvarul. Și apoi el vine și spune așa: nu vă lăudați bine, nu-i corectă învățătura, nu-i potrivit adevărului o astfel de gândire. Și de ce nu-i potrivită? Pentru că versetele 7 și 8: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, dar fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Pavel face apel la o ilustrație vechi testamentală, la ieșirea poporului Israel din Egipt, paștele. La asta face referire. Și apoi, după sărbătoarea Paștelui, urma o altă sărbătoare legată una de alta. Nu trecea nici o zi, ci pur și simplu erau o continuare normală și de multe ori cele două sărbători sunt găsite ca fiind spuse amândouă împreună sub același nume. Fie Paște, fie Azimi. Tocmai pentru a arăta relația strânsă, indisolubilă, care trebuie să existe între cele două evenimente. Paștele, știm cu toții, însemna ieșirea poporului Israel din robie, din robia Egiptului. Nu puteau ieși sau n-au putut ieși din robie fără Paște. Dacă n-ar fi fost Paștele, adică acea jertfă a cărui sânge a fost pus pe ușorul ușii, n-ar fi ieșit și ar fi rămas niște cadavre în Egipt. Dar ceea ce a facilitat, ceea ce a făcut posibilă ieșirea din Egipt, din robie, au fost Paștele. A fost Paștele, jertfa. Și apoi, porunca era următoarea: începând din acea seară, o săptămână, 7 zile, să mănânce doar azimi, fără aluat. Trebuiau să scoată afară din casă orice care conținea aluat și să mănânce doar azimi, fără dospeală. Și Pavel, de fapt, o face Moise puțin mai încolo, o Dumnezeu prin Moise în Levitic, când explică de fapt ce a avut în vedere, că doar Dumnezeu n-a avut în vedere doar o săptămână de mâncat azimi. Pentru că nu mâncarea în sine e problema, ci ce a vrut să le comunice ca învățătură Dumnezeu când le-a spus: după ce ați ieșit din robie, prin Paște, ceea ce urmează trebuie să fie mâncarea azimilor, fără aluat. Și în Levitic 18 spune: ați văzut ce s-a întâmplat în Egipt. Nu, acum vă spun ceva, să nu mai trăiți cum ați văzut trăindu-se în Egipt. Și o să vedeți cum se trăiește în Canaan, să nu trăiți cum se trăiește în Canaan. Dar ce să facem? Voi să trăiți întru totul după legile și poruncile pe care vi le-am dat. Pentru că omul care le păzește, care le trăiește, acela va trăi. Cu alte cuvinte, prin această sărbătoare Dumnezeu le-a spus că Paștele are ca și scop schimbarea vieții, schimbarea felului în care trăiești, schimbarea mâncării cu care te hrănești. Pentru că ai fost scos dintr-o realitate și ai fost mutat într-o altă realitate. Și de aceea, dacă nu s-a schimbat felul în care trăiești, înseamnă că de fapt n-ai ieșit din realitate. Ești încă acolo. Paștele fără azim nu are nicio valoare. Așa cum nu poți trăi azimile fără Paște. Cele două sunt legate. Paștele face posibilă azimile, sărbătoarea azimilor, dar azimile vin și spun că a existat un Paște. Dacă nu există azim, înseamnă că de fapt pentru tine Paștele nu are nicio valoare. Și acum vine Pavel și exact asta spune: Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Dacă a fost jertfit, ce trebuie să urmeze? Azimile. Dar ce fel de azim? Cu aluat sau fără aluat? Fără aluat. Adică trebuie scos afară orice aluat.
Și de aceea spune el versetul 8, dacă Hristos Paștele nostru a fost jertfit și noi celebrăm, mărturisim că Iisus Hristos este jertfa mântuitoare a lui Dumnezeu, jertfa prin care noi am ieșit din robie, obligatoriu trebuie să urmeze, să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. De aceea a spune că poți să păcătuiești după ce ai celebrat Paștele, este împotriva Paștelui. Nu mai poți, pentru că Paștele te obligă la mâncarea azimilor, fără păcat. Nu poți păstra aluat. De atunci încoace, până în zilele de astăzi, orice evreu drept credincios, înainte de sărbătoarea Paștelui, face un control minuțios a întregii case. Nu cumva să rămână aluat. Și chiar este un test. Pun copiii să pun o bucățică de aluat undeva ascunsă, să vadă dacă o găsesc sau nu. Și toată casa așteaptă să vadă șeful familiei găsește sau nu aluatul? Pentru că dacă nu-l găsește, nu pot celebra Paștele. Și de aceea Paștele începe în momentul în care a fost scos afară aluatul. Pentru a sublinia relația dintre cele două. De aceea spune Pavel, păi dacă Hristos e Paștele și tu celebrezi jertfa Lui, cum mai poți spune că poți păcătui? Cum mai îngădui aluatul, păcatul? În viața ta. Trebuie să înveți să trăiești o viață cu azimi sau o mâncare cu azimi, fără aluat, adică curăție și adevăr. Acesta e primul răspuns. Înțelepții spuneau, nicio problemă. El vine și spune, e mare bai. Dacă trăiești în păcat, n-ai fost scos din robie. Dacă ai fost din robie, trebuie să nu mai trăiești în păcat. Apoi vine și abordează cea de-a doua problemă, legată de cine-i apt să judece în biserică sau pe credincioși, lumea sau biserica? Înțelepții lumii sau înțelepții bisericii? Cine este apt să emită sentințe de judecată atunci când există neînțelegeri în biserică? Și Pavel, sau ideea care reiese din versetele de la 6, capitolul 6, de la 1 la 5, chiar mai mult, la 6, este următoarea. Dacă biserica sau credinciosul, individul credincios din biserică, consideră înțelepciunea sau înțeleptul lumii superioară învățăturii sau învățătorului bisericii, atunci n-a înțeles corect statutul credinciosului în Hristos Iisus. Când biserica acceptă că unul din afară are mai multă înțelepciune să judece lucrurile pământului decât înțeleptul bisericii, n-a priceput nici biserica, nici credinciosul bisericii, care este statutul credinciosului în Hristos Iisus. Uitați-vă mai întâi versetul 12 din 5. Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Pavel vine și spune, în momentul în care apar neînțelegeri, indiferent de natura lor, între frați din biserică, este datoria bisericii să judece. Și o să spuneți, bine, frate Vasile, dar acum iarăși revin. Fratele Gheorghe, fratele Ioan, care n-are pregătire juridică, cum o să știe articolele? Nu știu. Și nu trebuie să știe articolele. Pe atunci, cum o să judece? Păi nu știu cum o să judece, dar dați-mi voie să vă spun ce va trebui să judece și fratele Gheorghe și fratele Ioan. Fără studii
de specialitate. Uitați-vă, vă rog, versetul 2. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Nu știu ce crezi despre dumneata. Dar Apostolul Pavel vine și spune așa: dacă ești în trupul lui Hristos și asculți de înțelepciunea lui Hristos, primești statutul și înțelepciunea care te va face apt să judeci lumea. Ba mai mult, să judeci pe îngeri. Pentru că, dragi frați și surori, când e vorba de o neînțelegere, nu e problema de articole de lege, ci problema de dreptate, e problema de adevăr, e problema de Dumnezeu. Și n-are cum judecătorul de acolo să te învețe frica de Dumnezeu. În schimb, cel din biserică o să spună: știi ceva, frate? Rabdă paguba, și o spune Apostolul Pavel. Păi decât să ajungi să te judece lumea, mai bine rabdă paguba. De ce? Păi când noi mergem ca și creștini, ca și fii al lui Dumnezeu, înaintea înțelepților lumii să ne judece, ce spunem despre capacitatea noastră de fi de Dumnezeu în problema adevărului? Spuneți-mi, vă rog, ce comunicăm? Că ei sunt mai înțelepți decât noi. Că au o capacitate mai înaltă de a înțelege adevărul decât o avem noi. Și asta propovăduiau oamenii, liderii, și am numit lideri pentru că ei se considerau lideri bisericii din Corint. Că înțelepciunea ți-o dă statutul, poziția socială, studiile. Și când o biserică își pune slujitori după aceste criterii, a adus înțelepciunea lumii în biserică și desfințează înțelepciunea lui Dumnezeu. Prin asta, dragi frați și surori, nu vreau să propovăduiesc prostia, lipsa de pregătire. Nu ferească Dumnezeu să fac un astfel de lucru. Ci vreau să propovăduiesc faptul că în cunoașterea de Dumnezeu sau cunoașterea de Dumnezeu dă o înțelepciune, înțelepciunea lui Dumnezeu, care este net superioară celei mai înalte înțelepciuni a lumii. N-ai cum să judeci lumea dacă tu gândești ca lumea. Este imposibil ca un judecător să dea o sentință corectă când el gândește ca un hoț. N-are cum. Dacă gândirea judecătorului este identică cu gândirea hoțului care spune: dar e normal să fur dacă vreau, care e problema? Și dacă a fost la dispoziție și dacă prostănacul și-a lăsat ușa deschisă și casa deschisă și mașina deschisă, cum să nu-i o iei? Dacă el are destul, cum să nu-i o iei? Și este o gândire, o înțelepciune a hoțului. Și judecătorul, dacă are aceeași înțelepciune, îl mai poate condamna, îl mai poate judeca? Nu! Și de aceea zice: nu știți că noi vom judeca lumea? Și atunci, dacă noi judecăm lumea, sunteți incapabili ca în lucruri de mică, neînsemnate, să exprimați adevărul? Ceva nu e în ordine. N-ați priceput ce statut aveți. Dacă noi vom judeca îngerii, pentru că știți foarte bine, omul a fost făcut superior îngerilor. Doar pentru o vreme e sub. Dar pentru o vreme. După care va fi pus în poziția corectă. Aceea de deasupra. Și dacă trebuie să ajungem la statutul, la nivelul de a judeca faptele lumii spirituale, noi suntem incapabili să judecăm niște gunoaie ale pământului care vor arde?
neînțelegeri neînsemnate? Ceva nu e în ordine. Nu e în ordine cu felul în care noi gândim statutul nostru, ceea ce suntem în Hristos. Dragi frați și surori, vom ședea pe scaunul de domnie a lui Hristos, care șade pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Cum vom domni? Cu înțelepciunea lumii? Ferească bunul Dumnezeu să ajung într-o împărăție condusă ca și guvernul care ne conduce. Ferească bunul Dumnezeu să am parte și dincolo de acest nivel de conducere uman. Și să nu existe o conducere divină. Pentru asta am fost răscumpărați. Să învățăm, să ne schimbăm mintea, să ne schimbăm judecata, să ne înnoim duhul minții noastre ca să căpătăm gândul lui Hristos, judecata lui Hristos, înțelepciunea lui Hristos, pentru a fi parte din împărăția lui Hristos. Pentru că vom avea responsabilități, dragi frați și surori. Va trebui să conducem noua creație a lui Hristos, a lui Dumnezeu, ca și reprezentanța lui Hristos, să domnim împreună cu El. Pe cum să domnim când noi apreciem înțelepciunea lumii? Cum o să-L promovezi pe om? După statut? După îmbrăcăminte? Cum? Cum o să dai sentința? Dacă n-ai intrat în adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu și tu ești fermecat de înțelepciunea lumii. Asta spune Apostolul Pavel. Cum puteți merge să vă judece înțelepții lumii când voi veți judeca lumea? Tu îl vei judeca pe el. Și te duci să te judece. Tu vei judeca îngerii. Lumea spirituală. Și pentru niște probleme materiale, nu ești în stare să dai o sentință? Sau nu-i nimeni acolo? De aceea este un fals să credem că cei care trebuie să slujească în biserică, cei care trebuie să ne conducă spre spiritualitate, trebuie să fie oameni promovați doar pe baza statutului sau cunoștințelor din domeniul lumii și nu pe baza cunoașterii de Dumnezeu, nu pe baza profunzimii cunoașterii lui Dumnezeu. Al treilea răspuns pe care îl dă Pavel și are de-a face cu felul în care noi ne vedem trupul este că dacă credinciosul folosește trupul ca pe ceva fără valoare, n-a înțeles rolul trupului răscumpărat prin jertfa lui Iisus Hristos de templu al lui Dumnezeu. Dacă credinciosul sau biserica reduce trupul la ceva fără valoare, la ceva care oricum îl pui în pământ, doar la atât, n-a înțeles ce-i trupul. N-a înțeles valoarea pe care Dumnezeu a dat-o la creație și o dă prin răscumpărarea lui Iisus Hristos, sau făcută de Iisus Hristos, trupului uman. Și lucrul acesta îl dezvoltă Pavel în capitolul 6, de la versetul 12 la 20. Și el vine și începe. Totul îmi este îngăduit. Nu există ceva care să nu fie îngăduit. Dar atenție, nimic nu trebuie să pună stăpânire. Nimic nu trebuie să mă înrobească. Orice mi este permis, dar nimic nu trebuie să mă subjuge. Orice este permis, dar nu tot îți este de folos. Și apoi vine și explică ce a vrut să zică. Dumnezeu a creat un stomac cu tot sistemul digestiv. Și l-a creat cu un scop. Care e scopul? Să mănânce. Și să digere. Ce să mănânce? Lucrurile pământului. Ce poate fi digerat. Ce poate fi distrus. Și ce se va întâmpla și cu stomacul și tot sistemul digestiv și cu ceea ce consumă? Vor fi nemicite și unele și altele, că doar pentru asta au fost create. Dar trupul
Trupul, atenție, spune Pavel, trupul n-a fost creat pentru curvie. Trupul a fost creat, și foarte interesantă formularea lui Pavel, versetul 13, partea a doua. Trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Cu alte cuvinte, ce spune apostolul Pavel este că valoarea trupului este foarte mare. Trupul a fost creat să fie locuit de Dumnezeu. Repet, trupul a fost creat și apoi răscumpărat ca să fie locuit de Dumnezeu. Nu să fie distrus, ci să fie locuit de Dumnezeu. Uitați-vă versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Și nu se referă la comunitate. Se referă la trupul. Este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, ci ați fost răscumpărați, cumpărați cu un preț. Noi acum proslăviți și cu trupul și cu spiritul. Și cu Duhul și cu trupul. Dați-mi voie să încerc să explic atât cât mă pricep. În Genesa, capitolul 1, ne se spune despre facerea omului. Și versetul 26 ne spune că Dumnezeu a gândit, a vrut să facă un om după chipul și asemănarea sa. Versetul 27 vine și ne spune că exact așa l-a făcut. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Și apoi, în capitolul 2, se reia istoria facerii omului și în versetul 7 ne spune cum l-a făcut Dumnezeu pe om. A luat țărâna pământului și apoi, din elementele componente ale pământului, a creat omul. Nu vă imaginați, vă rog frumos, un chip de lut. A luat și o sculptat un chip de lut. Nu, ci când vorbește din țărâna pământului, l-a creat piele, os, nervi, creier, ficat, toate componentele. Asta înseamnă l-a făcut din țărâna pământului, nu a creat o imagine. Nu, ci a creat omul cu tot ceea ce este trupul acesta în stare să funcționeze. Asta înseamnă l-a făcut din țărâna pământului. Doar că tot pământ era. Încă nu era om, ci era doar un trup. Și apoi textul ne spune, a suflat Duhul, suflarea de viață, Duhul. Și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Când zice om, la ce se referă? La trup sau la suflet? Sau la amândouă? La amândouă. Omul, trup și suflet, a devenit suflet viu. Cu alte cuvinte, omul este o unitate, o entitate, nu-i două părți, una materie și una spirit, ci omul este om cu amândouă. Rolul trupului este să cuprindă sufletul. Dumnezeu în așa fel a alcătuit trupul acesta din materie, încât suflarea Duhului să pătrundă și omul să devină suflet. Dar nu uitați, omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Înseamnă că toate caracteristicile dumnezeirii le-a imprimat în ființa umană. Și omul a fost făcut în așa fel, trupul omului a fost făcut în așa fel, încât să intre sufletul care are toate componentele dumnezeirii. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu însuși poate locui în om. Și precum sufletul locuiește în trup, tot așa și Dumnezeu locuiește în trup.
Și de aceea Dumnezeu, cel nelimitat, s-a putut întrupa. Dacă omul nu poate să-L conțină pe Dumnezeu în trup, nici Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a fost Dumnezeul întrupat. Pentru că nu se poate, și dacă nu se poate în om, și dacă El a fost om, nici în El nu s-a putut întrupa Dumnezeu. Dar tocmai pentru că am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui, capabil să fim locuiți în trup de Dumnezeu, Dumnezeu s-a întrupat și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Acum, observăm în terminologia Scripturii, odată, că niciodată nu se vorbește despre separarea celor două. Fie că se vorbește de suflet, e ca și cum ar vorbi de om, fie că se vorbește de trup, ca și cum ar vorbi de om. Omul este privit ca entitate. Și trup, și suflet. Nu trupul ceva rău, de neglijat, aruncat la gunoi, și sufletul ceva superior, ci om, cu amândouă. Al doilea lucru, când ne uităm în special în vorbirea lui Pavel, vedem că el face distinție în felul în care ne raportăm fie la păcat, fie la Dumnezeu, între trup și mădularele trupului. Poți păcătui cu trupul sau cu mădularele trupului. Te poți dărui lui Dumnezeu cu trupul și poți dărui lui Dumnezeu mădularele trupului. Haideți, vă rog, împreună cu mine, în Roman, capitolul 6. Roman, capitolul 6, versetele 12 și 13. Versetul 12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trup, în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui. Și apoi, versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca și niște unelte ale nelegirii. Păcatul să nu domnească în tine, în trupul tău, ca întreg, și apoi fii atent ca mădularele să nu le dai în stăpânirea păcatului. Partea a doua a versetului 13. Dați-vă pe voi înșivă, pe tine, lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați. Și apoi, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și observați distinția lui Pavel. Pe tine, și folosește expresia trup. Ca și cum trupul implică tot. Nu poți păcătui cu trupul și să nu păcătuiești cu tot ce ești. Poți păcătui cu mădularele și să nu păcătuiești cu tot ce ești. Ci dai o parte a ta, un mădular de care se folosește păcatul. Nu că nu te afectează ca și întreg, dar nu te-ai dăruit tu, ți-ai dăruit o parte. Pe când, când ai dăruit trupul, te-ai dăruit tot. Dar acum ce spune Apostolul Pavel? Și aș vrea să revenim la textul nostru. Este capitolul 6, partea a doua. Curvia este un păcat care nu se compară cu nici unul. Pentru că în actul curviei păcătuiești cu tine. Nu cu un organ, ci cu tine, cu trupul. Și când ai păcătuit cu trupul, ai păcătuit cu tot ce ești. Când te-ai unit cu trupul, cu o altă realitate, nu te-ai dat un organ, ci tu însuți te-ai unit cu cealaltă realitate. De aceea zice, fugiți de curvie. Pentru că are implicații pe care nici un alt păcat nu-l are. Implicațiile că tu, cu tot ce ești, ești implicat, unit cu păcatul. Și de aceea păcatul capătă puteri imense asupra ta, pentru că te-ai dăruit pe tine.
Și când ne uităm la ce se întâmplă, la impactul pe care îl are curvia, ne dăm seama că așa este. Dacă am contabiliza vorbirile lui Dumnezeu de pe paginile Sfintelor Scripturi, de departe ar ieși că cel despre păcatul despre care se vorbește cel mai mult este curvia. Din pricina implicațiilor. Unirea dintre un bărbat și o femeie este unirea a două persoane în actul fizic a intimității lor. Este unirea a două persoane. Nu e doar o apropiere, ci este o unire a două persoane. Cei doi se vor face un singur trup, o unitate. Și de aceea, în viața intimă, este o unire. Și Pavel zice, exact același principiu se întâmplă când păcătuiesc în afara sau săvârșesc viață intimă, relație intimă, bărbat-femeie, în afara căsătoriei, în curvie. Mă unesc cu curvia. Este un păcat împotriva trupului. Și apoi el vine și spune, acum hai să spun ceva. Tu ai fost cumpărat cu un preț. Paștele a fost jertfit. Și a fost jertfit ca tu să fii răscumpărat. Tu, cu tot ce ești, trup și suflet. Și ai devenit mădular, parte din trupul lui Hristos. Tu ești un mădular. Cum poți să iei un mădular al trupului lui Hristos și să-l unești cu o curvă? Și să spui că nu e nicio problemă, că este un înalt nivel de spiritualitate. Și că ești parte din împărăția lui Dumnezeu și cunoști profunzimea lui Dumnezeu și că vei fi mântuit. Cum poți? Păi dacă ești una cu o curvă, ce se întâmplă cu curvarii? Și de aceea spune el, nu vă înșelați în privința aceasta. E vorba de toți, nu e vorba de unii din biserică și de alții din afară. Nu vă înșelați în privința aceasta. Versetul 9. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei la cum, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpareții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să trăiești în păcat și nu poți să trăiești în păcatul curviei și totuși să nădăjduiești că harul Domnului te va mântui, că mântuirea e prin har, pentru că te-ai unit cu o altă realitate. Și dacă ești una cu păcatul, să nu-mi spuneți că Dumnezeu va duce în împărăția lui păcatul, pentru că tocmai pentru păcat a murit Hristos. Și cum să ducă păcatul? Ce unire există între nelegiuire și sfințenie? Între lumină și întuneric? Între Dumnezeu și diavol? Ce unire poate să fie? Ca și cum ai încercat să-l amestici. Și de aceea o astfel de învățătură, dar poate fi articulată. Și cei care se pretind înțelepți știu să o articuleze, luând versete, luând întâmplări și punându-le unele lângă altele și pare înțelept pentru că folosesc logica înțelepciunii viacului acestuia. Că dacă e vorăvăreț și știe să spună, e bun. Dar dacă nu știe vorbi și să articuleze, nu e bun. Pavel zice, nu vorbele contează în împărăție, ci puterea mântuitoare a lui Hristos, a lui Dumnezeu care lucrează în Hristos prin Duhul Sfânt. Și de aceea zice el, când voi veni, mă voi uita la ce a produs învățătura. Dați-mi voie să mă apropii de încheiere într-un mod aplicativ. Și aș porni de la ceea ce ne-am propus cu privire la creșterea spirituală. Pentru că am zis că vom încerca să atingem și acest aspect al creșterii spirituale. Și aș porni de la o falsă premisă, care e mintea unora dintre noi. Când mă aud unii sau aud despre creșterea spirituală, mulți se așteaptă să le dau câteva reguli.
Fă asta dimineața, fă asta la amiaz și fă asta seara. Și în 3 săptămâni ai ajuns om spiritual. Spune Sfânta Tereza de Avila că au trebuit 40 de ani să ajungă acolo unde a ajuns. Și dacă i-ați citit viața, prin ce a trecut femeia aceea, chinuri trupești, chinuri spirituale, traume, frământări, în 40 de ani, nu știu câți dintre noi am rezistat câteva ceasuri în durerile fizice prin care a trecut ea și n-a murit de atac de inimă. Și au trebuit 40 de ani. De aceea creșterea spirituală nu se întâmplă. Creșterea spirituală este un proces care durează, e lung și greu. Și este determinat de decizii. Doar anumite decizii te duc mai departe. Altele te lasă unde ești sau te coboară. Am spus că biserica din Corint, și n-am spus, a spus-o Apostolul Pavel, este o biserică formată din prunci, oameni lumești, care n-au crescut. Și când ne uităm, unul din lucrurile care a oprit creșterea spirituală a bisericii din Corint și care oprește orice creștere spirituală a oricui, e problema viciilor, a păcatelor. Nu există om care să crească sau să se miște spre un nivel superior al spiritualității care nu-și rezolvă viciile din propria viață. Și de aceea Pavel, după ce le-a arătat pruncia, chipul lumesc, vine și spune: nu vă înșelați, trebuie să aduci azimile curăției și adevărului. Dacă veți citi literatura de specialitate, literatura celor care au trecut prin acest proces, oameni care sunt recunoscuți în creștinism ca și oameni de înaltă factură spirituală, de înalt nivel spiritual, toți spun același lucru. Prima bătălie a oricărui om venit în trupul lui Hristos este bătălia cu păcatele, bătălia cu viciile. Unul dintre ei spune așa: dacă ai scăpat de vicii, n-ai ajuns sfânt, ai ajuns doar om. Și doar omul poate deveni sfânt. Sfințenia începe de acolo. Scăparea de vicii nu este înalt statut spiritual, ci este doar demnitate de om. Schimbarea de vicii cu virtuți. Pentru că nu poți scăpa de vicii și să nu pui în locul lor virtuți. Cine fura, destul? E destul? Acolo se oprește Pavel. Nu, pune virtutea, lucrează și dă. Cine mințea, e destul? Nu, 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 pune virtutea, spune adevărul în dragoste. Mâneați-vă să nu apună soarele, ca să nu dați. Aha. Acesta este primul lucru. Baza, lucru de căpătâi, elementar. Nu-i vorba, repet, nu ești înalt din punct de vedere spiritual pentru că nu păcătuiești. Pentru că nu ești rob păcatului, pentru că n-ai obiceiuri păcătoase. Nu, ești doar la bază. De acolo începe. Dar nu poți merge mai departe dacă n-ai rezolvat. Și mai spun încă ceva. În toată Scriptura este datoria omului. În toată Scriptura, rezolvarea viciilor și transformarea lor în virtuți este responsabilitatea individului. Pavel nu spune: rugați-vă să nu mințiți. Și după 3 zile de post și rugăciune nu o să mai minți. Nu, ci spune: tu nu mai fă. Nu spune: nu mai fura. Adică nu spune: rogă-te să nu mai furi, să-ți lege Domnul mâinile la spate. Nu, nu, ci spune: nu. Este responsabilitatea noastră. Și apoi de acolo încolo se mai poate discuta.
Când ne uităm și în 1 Corinteni, asta spune Pavel. După ce le arată că sprunci din pricina gândirii lumești, vine și le arată că problema gândirii lumești este din... se vede în faptul că erau păcătoși. Trăiau în păcat și considerau că e normal. Cum să crești spiritual? Și acum dați-mi voie să punctez lucrul acesta, verbalizând câteva întrebări. Este Hristos Paștele tău? Este Hristos cel jertfit pe care tu l-ai mărturisit, că e jertfit pentru tine ca să fii liber? Dacă răspunsul e pozitiv, uite-te la felul în care gândești vis-a-vis de păcat. Mai accepți păcatul ca fiind normal pentru tine? Accept să justifici trăirea în păcat? Sau faci orice să nu mai păcătuiești? Când ai probleme de rezolvat, indiferent de natura lor, spune-mi, te rog, unde te duci mai întâi și mai întâi? La înțelepții lumii sau la Hristos? Pe cine întrebi? De la cine ceri sfat? De la ce spun unii și alții? Cum să-ți cumperi casa? Cum să-ți cumperi mașina? Cum să-ți planifici? La cine te duci? Ești în conflict? Sau orice altceva? Răspundeți. Dacă n-ai învățat să te duci mai întâi și mai întâi la Dumnezeu, încă ești tributar înțelepților lumii. Încă crezi că înțelepții lumii te pot mântui. Și de aceea o să-ți rezolvi problemele. Trebuie să înveți să te duci la Hristos sau la oamenii care știu să-L proclame, să judece după gândul lui Hristos. Spune-mi, te rog, când te gândești la trupul tău și când faci ce faci cu trupul tău, ești, te rog, conștient că în el locuiește Dumnezeu. E templu, naosul lui Dumnezeu, Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu chiar locuiește în trupul tău, prin Duhul Sfânt. Ce faci cu el? Cum îl proslăvești pe Dumnezeu, ca Dumnezeu, prin trupul tău? Trupul e templul lui Dumnezeu. Nu e doar ceva care va muri, ci templul lui Dumnezeu. Cum? Începe să te gândești la întrebările acestea și în funcție de răspunsuri vei porni spre sfințire, spre rezolvarea viciilor și transformarea lor în virtuți sau te vei complace și vei bălti. Și apoi te va înghiți păcatul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să luăm deciziile spre sfințire. Amin.